Obârșa de Câmp este în plin proces de dezvoltare după ce Marinela Dumitrele a obținut o victorie covârșitoare pentru funcția de primar în urma alegerilor din 27 iunie 2021. Sprijinită de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, aceasta depune toate eforturile pentru ca nivelul de trai al cetățenilor din comuna sa să crească considerabil. Deși traversăm o perioadă dificilă din cauza pandemiei de COVID-19, iar primăriile întâmpină multe probleme economice, Marinela Dumitrele își dorește să pună bazele unei dezvoltări temeinice a comunității pe care o conduce. Unul dintre principalele obiective ale actualului primar din Obârșa de Câmp este bunăstarea copiilor și tinerilor, pentru ca aceștia să rămână în locul lor natal. Astfel, până în acest moment, au fost construite două parcuri de joacă în cele două localități din comună, dar și două foișoare. Depunem toate eforturile pentru a îmbunătăți viața cetățenilor din comuna noastră, chiar dacă este o perioadă dificilă, având în vedere actualul context pandemic. Întâmpinăm multe probleme economice, dar încercăm să facem tot ceea ce putem pentru a ne respecta promisiunile făcute oamenilor. Pentru mine, copiii din această comună sunt foarte importanți, întrucât ei reprezintă viitorul. Tocmai de aceea am construit două parcuri de joacă în cele două localități din comuna noastră, dar și două foișoare unde tinerii își pot petrece timpul liber. Lucrăm la proiecte importante pentru comuna noastră. Vă ținem la curent. Pentru un copil, jocul în aer liber este o modalitate importantă de a-și petrece timpul liber și de a-și îmbunătăți abilitățile. Marinela Dumitrele este implicată activ în viața comunității pe care o conduce și dorește un viitor mai bun pentru locuitorii zonei. Aceasta a câștigat zdrobitor alegerile parțiale din Obârșa de Câmp, iar sintagma "fapte nu vorbe" îi se potrivește de minune. Această comună va cunoaște o dezvoltare la cele mai înalte standarde, sub conducerea actualului primar, sprijinit de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu.